Luna noiembrie, ziua a 15-a. Sfinții mucenici mărturisitori, Gurie, Samona și Aviv. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Când biserica lui Dumnezeu era prea mult prigonită de prea marile slugi ale diavolului, Dioclețian și Maximian, și ca o corabie pe marea lumii era înconjurată de multe primejdii, în acea vreme se aflau aproape de cetatea Edesei doi bărbați drept credincioși și cu fapte bune, anume Gurie și Samona. Ei viețuiau în locuri deosebite ca într-un liman nevifărat, căci deși erau crescuți în Edesa, n-au voit a rămâne întrânsa, din pricina gâlcevilor și fără de legilor ce se făceau în cetate, precum zice David. Văzut am fără de lege și pricire în cetate, ci fugind de lume și de răutățile ei, au ieșit afară din cetate și depărtându-se de oamenii cei necredincioși, se apropiau de unul Dumnezeu, crezând în el și slujindu-l cu o sârdie ziua și noaptea, în post, în rugăciune, și în păzirea sfintelor lui porunci. Dar nu numai ei singuri slujeau Domnului cu credință, ci și pe alții, pe câți puteau, îi povățuiau. Și pe mulți necredincioși, întorcându-i de la închinarea de idoli, îi aduceau către adevăratul Dumnezeu. Și înștiințându-se despre dânsii ducele Antonin, care era pus atunci de împărații romanilor ca stăpânitor în cetatea Edesei, a poruncit îndată să-i prindă pe ei și pe toți cei care urmau învățăturii lor. Deci fiind prinși de păgânii mărturisitorii lui Hristos, Gurie și Samona, și împreună cu dânsii mulțime de credincioși, au fost ținuți sub strajă până la o vreme. Iar după câteva vreme, chemând Antonin pe turma lui Hristos, a poruncit tuturor să se plece poruncii împăratului și să aducă jertfă idolilor. Dar nici unul n-a voit să se lepede de domnul lor. Atunci a poruncit să pună asupra lor răni multe, gândind că de va îndupleca spre închinarea de idoli pe învățătorii creștinilor, apoi și ceilalți se vor pleca cu lesnire. Pentru aceea numai pe Gurie și pe Samona i-a oprit la întrebare, iar pe ceilalți, certându-i cu bătăi, i-a eliberat la casele lor, ca și cum și-ar fi făcut milă cu dânsii. Deci pe cei doi sfinți mărturisitori, punându-i înaintea judecății sale, a zis către dânsii: Marii noștri împărați, vă poruncesc ca, depărtându-vă de credința creștinească, să vă închinați marelui zeu Die și să-i aduceți stămâie în capiștea lui. La aceasta Sfântul Samona a răspuns: Să nu ne fie nouă să ne depărtăm de credința cea dreaptă, prin care așteptăm să dobândim viață fără de moarte și nu ne vom închina lucrurilor făcute de mâini omenești. Iar Antonin a zis: Sunteți datori am plinit de săvârșit porunca împărătească. Gurie a răspuns: De sfânta noastră credință cea fără prihană nu ne vom lepăda niciodată. Nici nu ne vom învoi cu dorința omenească cea rea și pierzătoare, ci vom face voia Domnului nostru, care a zis: Tot cel ce mă va mărturisi înaintea oamenilor, și eu îl voi mărturisi pe el înaintea Părintelui meu care este în ceruri, iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de dânsul înaintea Părintelui meu care este în ceruri. Atunci a început judecătorul a îngrozi cu moarte dacă nu se vor supune voii împărătești. Dar Sfântul Samona i-a răspuns cu îndrăzneală zicând: Noi nu vom muri, o chinuitorule, făcând voia ziditorului nostru, ci mai vârtos vii vom fi în veci, iar de vom urma porunci împărătești, apoi, deși nu vom fi uciși de tine, vom pieri singuri. Acestea, auzindu-le judecătorul Antonin, a poruncit să arunce pe sfinți într-o temniță întunecoasă. În acea vreme a venit în Edesa Igemonul Muzonie, fiind trimis de păgâni împărați pentru uciderea creștinilor. Acela, scoțind din temniță pe sfinții mucenici Gurie și Samona, i-a pus înaintea sa și a zis către dânsii: Aceasta este porunca împăraților noștri, ca să aduceți vin și tămâie la altarul lui Die, iar de nu, apoi eu vă voi pierde cu multe munci, căci trupul vostru îl voi zdrobi cu bătăi, apoi, spânzurându-vă de mâini și de picioare, voi rupe toate încheieturile trupurilor voastre și voi pune asupra voastră munci noi, nemai auzite, pe care nu le veți putea răbda. Sfântul Samona la acestea a răspuns: Ne temem mai tare de viermii cei neadormiți și de focul cel nestins, care este gătit tuturor celor ce s-au lepădat de Domnul, decât de muncile pe care le-ai pomenit tu, pentru că acela, căruia aducem jertfă înțelegătoare,
ne va întări pe noi în munci și nebiliți ne va arăta. După aceea, răpindu-ne din mâinile tale, ne va sălășlui unde este petrecerea tuturor celor ce se veselesc. Deci nu ne temem de îngrozirea ta, pentru că tu te întrarmezi numai împotriva trupului, iar sufletul nu-l poți vătăma. Căci până când sufletul viețuiește în trup, până atunci mai mult se curățește și se luminează prin chinurile care se aduc trupului. Și cu cât se strică omul nostru cel din afară, cu atât se înnoiește cel dinăuntru. De aceea, prin răbdare, alergăm spre nevoința care ne stă înainte. Iar Igemonul iarăși a zis: lăsați nebunia voastră și ascultați sfatul meu. Depărtați-vă de rătăcirea voastră și faceți porunca împăratului, că nu veți putea răbda muncile pe care vi le-am gătit vouă. Sfântul Ugurie a răspuns: nici n-am rătăcit, precum ți se pare, nici nu vom asculta sfatul nebuniei tale, nici voi împărătești nu ne vom supune la aceasta, căci nu vom fi atât de mici la suflet și nebunii ca, temându-ne de muncile tale, să mâniem pe Domnul nostru. Deci nu ne vom teme, căci suntem robii aceluia, care, arătându-ne bogăția bunătății sale, și-a pus sufletul pentru noi. Apoi oare să nu stăm și noi pentru dânsul împotriva păcatului până la sânge? Vom sta tare pentru Iisus, Cel ce ne întărește pe noi. Vom sta neclintiți de meșteșugirile vrăjmașului. Vom sta până când vom surpa pe vrăjmașul cel ce s-a sculat asupra noastră. Deci văzându-i pe ei, chinuitorul, neclintiți în credință, s-a întors spre ei munci și a poruncit să alege pe unul de o mână și pe altul de altă mână, și așa să-i spânzure, iar de picioarele lor să lege câte o piatră grea. Așa au răbdat spânzurați de la ceasul al treilea până la ceasul al optulea. Iar Igemonul în acea vreme zăbovea, judecând pe alții. După aceasta i-a întrebat de voiesc să se plece porunci împărătești ca să scape de munci, iar ei au rămas neschimbați în mărturisirea lor cea bună. Atunci a poruncit muncitorul să-i dezlege și să-i arunce într-o temniță foarte întunecoasă, în care nu strălucea niciodată lumina soarelui, nici vântul nu o răcorea. Și-au petrecut în acea temniță din ziua cea din 1 a lui August până la 10 noiembrie, având picioarele legate în obezi. Și răbdând foame și sete, mulțumeau lui Dumnezeu. După o închisoare atât de grea și îndelungată, au fost scoși la judecată înaintea Igemonului. Deci Sfântul Ugurie era abia viu, fiind slăbit de nevoia cea mare a temniței, de multa foame și sete, iar Sfântul Samona se arăta tare. Și i-a întrebat Igemonul zicând: oare nu v-ați supărat atâta vreme în temniță și nu v-ați schimbat inima voastră cea împietrită, ca să ascultați sfatul meu cel bun? Ca cinstind pe zeii noștri să scăpați de niște asemenea nevoi, sfinții au răspuns: cele ce am grăit ție mai înainte, acele le grăim și acum. Nu ne vom depărta de Domnul nostru Iisus Hristos, iar tu muncește-ne pe noi cum voiești. Deci a poruncit chinuitorul să ducă în temniță pe Sfântul Gurie, care era bolnav, că nu voia să-l muncească atunci, ca să nu moară de grabă, pentru că încă nădăjduia că-l va îndupleca spre a sa păgânătate. Iar pe Sfântul Samona a poruncit să-l spânzure de un picior cu capul în jos, iar de celălalt picior să-i lege o greutate de fier. Și a fost spânzurat astfel de la ceasul al doilea din zi până la ceasul al nouălea. Și li s-a făcut milă de dânsul ostașilor care stăteau împrejur și îl sfătuiau rugându-l să se plece porunci împărătești și să scape de acele munci grele. Iar el nu le răspundea nimic, ci uitându-se la cer, se ruga lui Dumnezeu din adâncul inimii și pomenea minunile lui cele din veac zicând: Doamne Dumnezeul meu, fără de-a cărui voie nicio pastre nu cade în laț, Tu care ai desfătat inima lui David în nevoi, care pe prorocul Daniil l-ai arătat mai tare decât leii, și pe cei trei tine din Babilonie ai făcut biruitori. Tu, Doamne, cel ce știi neputința firii noastre, vezi războiul care s-a sculat asupra noastră. Căci se sârguiește vrăjmașul să zădărnicească lucrul mâinilor tale și să ne lipsească pe noi de slava care este la tine, ci tu, cu ochiul bunei tale îndurări, caută spre noi și păzește în noi nestinsă făclia poruncilor tale și cu lumina ta îndreptează pașii noștri și ne învrednicește a ne îndulci de fericirea ta. Că bine ești cuvântat în vecii vecilor. Astfel rugându-se pătimitorul, oarecare grabnic scriitor scria cele grăite de dânsul. Apoi a poruncit Igemonul să dezlege pe Samona, dar fiind dezlegat nu putea să stea pe picioarele sale, pentru că încheieturile genunchilor și ale coapselor se rupseseră din locurile lor. Deci luându-l slujitorii, după porunca muncitorului, l-au dus în temniță și l-au pus lângă Sfântul Gurie.
iar în luna noiembrie, în 15 zile, Mozonie Ighemonul, sculându-se de la cântatul cocoșilor, a mers în divanul de făcea judecățile, mergând înaintea lui cu făclii și portători de arme. Și-a șezut la judecată cu mare mândrie și a poruncit să aducă înaintea sa pe Gurie și Samona. Și Sfântul Samona mergea între doi ostași, ținându-se de dânsii cu amândouă mâinile și șchiopătând cu picioarele, pentru că erau rupte din încheieturi de când fusese spânzurat. Iar pe Gurie l-au dus slujitorii, fiindcă nu mai putea să pășească câtuși de puțin, căci picioarele lui, care fusese răstrânse în obezi, erau rănite cumplit. Și căutând asupra lor, Ighemonul a început a grăi. Ați avut vreme destulă să vă luați seama și să alegeți ce este mai bine, viața sau moartea. Spuneți-mi dar acum ce v-ați gândit. Oare v-ați supărat cu muncile ce au trecut și acum v-ați hotărât să împliniți porunca împărătească? Pentru ca să vă îndulciți cu cei vii de lumina cea dulce? Sfinții au răspuns la acestea. Socotitul ne-am și ne-am ales ceea ce ne va fi nouă de folos. Am ales mai bine a primi moarte pentru Hristos decât viața pentru lumea aceasta deșartă. Pentru că destul ne este nouă vremea ce ne-a trecut, în care ne îndulceam de lumina zilei cele întunecate. Iar acum sufletele noastre doresc a trece către lumina cea neînserată. Ighemonul a zis, mi-ați îngreuiat urechile cu cuvintele voastre cele potrivnice. Eu pe scurt vă grăiesc și vă dau sfat de folos. Să puneți tămâie pe altarul lui Die și apoi vă veți duce pe la casele voastre cu pace. Iar de nu, îndată voi porunci ca să vă taie capetele. Sfinții au răspuns, nu sunt de trebuință multe cuvinte, iată, suntem înaintea ta și ceea ce voiești a face nu întârzia, ci fă, pentru că noi nu vom înceta, spune că suntem robi ai Domnului nostru Iisus Hristos și unui Dumnezeu ne închinăm, iar de închinarea idolilor ne lepădăm. Atunci Ighemonul a dat hotărârea asupra lor ca să fie tăiați cu sabia, iar sfinții auzind despre tăierea cu sabia s-au bucurat mult, fiindcă îndată se vor dezlega de trup și vor merge către Domnul lor cel dorit. Deci tiranul a poruncit călăului ca să pune pe mucenici într-o căruță și ducându-i departe după cetate, să le taie capetele acolo. Atunci sfinții au fost duși după cetate pe porțile cele dinspre miază noapte, neștiind nimeni dintre cetățenii pentru că toți dormeau în acea vreme. Și au suit pe un munte ce se numea Vetilavicle. Acolo sunt ostașii, au poruncit călăului să taie pe sfinți. Iar sfinții coborându-se din căruțe, au cerut puțină vreme ca să se roage, și rugându-se cu sârguință, au zis la sfârșit. Dumnezeule, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, primește cu pace sufletele noastre. Apoi, întorcându-se Sfântul Samona către călău, a zis, săvârșește porunca. După aceea, plecându-i sfintele lor capete sub sabie, au fost tăiați pe când s-a luminat de ziua. Și astfel s-a săvârșit alergarea lor. Și înștiințându-se credincioșii despre sfârșitul sfinților mucenici, au mers și au luat sfintele lor trupuri și l-au îngropat cu cinste. Și trecând câțiva ani, păgânul împărat Liciniu, care împărățea împreună cu marele Constantin, a venit în Nicomedia și, lepădându-se de Constantin, a pornit prigoană împotriva creștinilor, nepăzind așezământul pe care îl făcuse cu marele Constantin. Pentru că marele Constantin, dându-lui Liciniu pe sora sa de soție și făcându-l părtaș al împărției romanilor, a pus astfel de așezământ ca Liciniu să nu facă niciun rău creștinilor, deși era de credință păgână, ci pe fiecare să-l lase să viețuiască după cum va voi și oricine orice credință va iubi, pe aceea să o țină. Iar Liciniu, neținând un așezământ ca acesta și lepădând dragostea către Constantin, făcătorul său de bine, s-a sculat asupra creștinilor în părțile răsăritului și mulțime mare de drept credincioși îi pierdea cu felurite morți. Atunci, în cetatea cea mai sus pomenită, Edesa, în care pătimiseră mai înainte sfinții mucenici Gurie și Samona, era un diacon numit Aviv. Acesta, umblând prin tot orașul Edesa din casă în casă, învăța pe oameni credința creștinească și întărea în mărturisirea lui Hristos. Și pe mulți din necredincioși i-a întors la Hristos, iar pe cei credincioși îi sfătuia să trăiască cu plăcere de Dumnezeu. Și înștiințându-se despre dânsul eparhul cetății, anume Lisanie, a scris către împăratul Liciniu despre Aviv, că a umplut tot orașul Edesa cu înșelăciunea creștinească și îl întreba ce poruncește pentru dânsul. Și pentru aceea a scris Lisanie către împăratul ca să ia de la dânsul stăpânire spre a munci pe creștini, căci încă nu era încredințată puterea spre a face ceva rău creștinilor. Iar împăratul îndată a scris înapoi către dânsul ca să pedepsească cu moarte pe Aviv. Deci luând Lisanie porunca împărătească, a trimis să caute pe Sfântul Aviv spre a fi muncit. Iar Sfântul Aviv petrecea atunci într-o casă neștiută, împreună cu mama sa și cu rudenile sale,
având sârguință spre înmulțirea Sfintei Credințe, pe care unde nu putea pe față, o propovăduia nascuns. Și căutând ostașii pe fericitul diacon Aviv prin toată cetatea, s-a înștiințat despre aceasta Aviv și în loc să se ascundă, s-a arătat pe sine și ieșind din casa sa, căuta pe ostașii cei ce îl căutau pe el, pentru ca să se dea în mâinile lor. Și întâlnind undeva pe mai marele ostașilor, care avea numele Teotecn, a zis către dânsul: "Iată, eu sunt Aviv, pe care aveți porunca al căuta. Deci luați-mă și duceți-mă la cel ce v-a trimis." Iar Teotecn, căutând către dânsul cu blândețe, a zis: "Nu te știe încă nimeni că ai venit la mine, omule. Mergi dar și te ferește, ca să nu te vadă vreun ostaș să te prindă." Sfântul a răspuns: "De nu mă vei lua tu, apoi mă voi duce singur și mă voi arăta eparhului și voi propovădui pe Hristosul meu înaintea împăraților și a domnilor." Iar Teotecn, auzind acestea, l-a dus pe el la Lisanie, care l-a întrebat pe Sfânt despre neam și despre nume. Iar Sfântul mai întâi a spus că este creștin. Apoi, spunându-și numele său, a zis că este dintr-un sat ce se numește Telseia. Și îl silea Lisanie să jertfească idolilor, iar uneori cu îngroziri, alteori cu momeli, se sârguia întoarce de la Hristos spre slujirea idolilor. Dar el era tare în mărturisirea lui Hristos, ca un stâlp neclintit și ca un zid nesurpat. Și chinuitorul, neputând cu cuvinte a-l aduce la sa păgânătate, a început a-l sili cu mungi, căci a poruncit să-l spânzure și să-i slujească trupul cu un ghid de fier. După aceea, iarăși îl sfătuia cu cuvinte să se închine idolilor și să aducă tămâie pe altarul jertfelor păgânești. Iar Sfântul îi răspundea cu bărbăție zicând: "Nimic nu mă va despărți de Dumnezeul meu, chiar dacă mă vei munci cu mii de munci și mai cumplite." Și l-a întrebat muncitorul: "Ce folos vă este vouă, creștinilor, din aceste munci pe care le răbdați pentru Dumnezeul vostru? Și ce răsplată aveți de aici că trupurile voastre se zdrobesc în bucăți și vă alegeți de bună voie moartea amară?" Sfântul a răspuns: "De-ai fi vrut, o muncitorule, să cauți cu adevărat spre nădejdea răsplătirii care este făgăduită nouă de la Dumnezeul nostru, ai fi zis ceea ce a zis odinioară apostolul Domnului: că nu sunt vrednice pătimirile vremii de acum a se asemăna cu slava care o să se arate." Iar chinuitorul a râs de cuvintele mucenicului, socotindu-le nebune, el însuși fiind nebun ticălosul. Apoi, văzând că nu poate despărți pe bunul pătimitor de unul adevăratul Dumnezeu, l-a osândit să fie ars cu foc. Deci, făcându-se un foc mare afară din cetate și dus fiind mucenicul acolo, mergea bucurându-se, pentru că voia să se ducă lui Dumnezeu jertfă și ardere de tot. Și urmau lui mama sa și rudenile sale, iar el îi mângâia și sfătuia să nu se mâhnească pentru dânsul, ci mai vârtos să se bucure că merge să stea înaintea lui Hristos, pe care îl va ruga pentru dânsii. Și venind de la foc, s-a rugat mult și dând sărutarea cea mai de pe urmă maicii sale și tuturor cunoscuților săi, a intrat în văpaie. Și îndată și-a dat sufletul în mâinile Domnului, iar după ce s-a stins focul, mama sa dinpreună cu alții a aflat trupul fiului său nevătămat de foc și luându-l l-a uns cu mir și l-a îngropat lângă mormântul sfinților mucenici Gurie și Samona, care pătimiseră mai înainte, pentru că la depărtare de câțiva ani, în aceeași zi a pătimit și Sfântul Aviv, în care au pătimit și ceilalți sfinți. Apoi, încetând prigoana și creștinătatea strălucind, credincioșii au zidit o biserică în numele acestor trei sfinți mucenici și au pus întrânsa sfintele lor moaște, într-o raclă ce izvora celor bolnavi, tămăduiri și multe minuni făceau acolo. Din aceste minuni vom pomeni aici una prea mărită ce s-a făcut acolo. Odată s-a ridicat asupra împărăției grecești un neam păgân barbar de la Răsărit, care locuia aproape de Pereș, ce se chema Etalite, și multe cetăți pustind și robind au ajuns până la Edesa, vrând ca să o ia și pe dânsa și să o nimicească, precum nimicise și multe altele. Deci împărații greci, vrând să apere cetatea de vrăjmași și să o scape de înconjurare, au adunat mulțimea oștilor lor și le-au trimis spre ajutor la cetatea Edesa. Deci intrând oștile grecești în Edesa, au rămas întrânsa multă vreme apărând cetatea de barbari. Și era în oasta grecilor un ostaș oarecare de neam got. Acest ostaș s-a întâmplat că a fost în gazdă în Edesa, în casa unei văduve înțelepte, cu numele Sofia, care avea o singură fiică cu numele Eufimia, pe care o păzea în feciorie ca pe lumina ochilor, învățând-o obiceiurile cele bune și frica de Dumnezeu. Și se sârguia să o ascundă de vederea oamenilor, căci era foarte frumoasă la față. De aceea o păzea maica sa într-o cameră deosebi ca să nu vadă ochii bărbătești. Dar petrecând gotul acela multă vreme în casa văduvei, s-a întâmplat de a văzut odată copila și, minunându-se de frumusețea ei, s-a rănit foarte cu inima și se gândea neîncetat în ce chip ar putea să o înșele. Deci, apropiindu-se de maica sa, a început să o roage ca să-i dea de soție pe fiica ei,
cu toate că ticălosul acesta got avea în țara sa femeie și copiii. Însă tăinuia aceasta și se făcea ca și cum ar fi nensurat, spre a dobândi ceea ce poftea. Dar mama copilei se lepădea de dânsul zicând: "Nu voi da în pământ străin pe singura mea fiică, pentru că tu ești om străin și vrei să o duci pe fiica mea în pământul tău. Iar eu aș fi foarte mâhnită fără dânsa, căci n-am alt fiu sau fiică cu care aș putea să mă mângâi în văduvia mea, decât numai pe aceasta singură. Deci nu ți-o voi da, pentru că nu pot trăi dacă nu voi vedea fața ei." Atunci el, umplându-se de mânie, a început a îngrozi foarte zicând: "De nu-mi vei da pe fiica ta, nu voi ieși de aici până când nu voi aduce multe rele asupra ta și te voi arunca în cea mai de pe urmă nevoie. Căci sunt ostaș și orice fel de ispită voi vrea, pot să ți-o fac lezne." Iar ea, deși era singură și nu avea cine să-i ajute, cu îndrăzneală se împotrivea. Apoi, iarăși cu momeli, o ruga ostașul și iarăși se mânia și uneori cu rugăminți, alteori cu îngroziri, o sfătuia ca să-i dea pe fiica ei spre însoțire. Astfel a supărat-o toată vremea cât a petrecut acolo, dându-i daruri, căci nu era dintre cei săraci, și a cumpărat atât văduvei cât și fiicei sale podoabe de aur și haine scumpe ca să poată dobândi ceea ce dorea. Iar văduva și de daruri și de el se lepăda, ascunzând copila cu mai mare pază ca să nu mai vadă acel ostaș fără de lege. Iar odată văduva a zis către dânsul: "Eu am auzit că tu ai în țara ta femeie și copii." Iar el, fiind biruit de pofta copilei și neavând frică de Dumnezeu, a început a se jura și a se blestema, zicând că niciodată n-a avut femeie, ci voiește a avea de soție pe fiica ei și o face doamnă peste toată averea ce o are în patria lui. Iar văduva Sofia a crezut pe acest ostaș viclean, pentru că se jura cu mii de jurăminte și chema pe Dumnezeu ca martor că nu are femeie. Deci s-a plecat văduva spre rugămintea lui și a voit să-i dea pe fiica sa Eufimia. Și ridicându-și mâinile către Dumnezeu a zis: "Tu, stăpâne, ești părintele orfanilor și judecătorul văduvelor. Caută cu milostivire spre zidirea ta și nu lăsa pe copila aceasta care se însoțește cu acest bărbat necunoscut. Nu trece cu vederea sărăcia mea și nu mă lăsa pe mine fără de ajutor, pentru că, nădăjduind spre purtarea ta de grijă, dau pe sărmana mea fiică acestui om străin și pe tine te iau martor jurămintelor și făgăduințelor lui." Și a fost dată copila acelui got și, săvârșindu-se nunta, trăiau în pace. Iar fiica a zămislit un fiu, dar mai înainte de a naște ea, s-au dus potrivnicii fără de ispravă de la cetate, căci n-au putut să o robească, pentru că oastea grecească ce era înăuntru apăra bine zidurile ei, făcând mult război împotriva vrăjmașilor. Iar mai vârtos se apăra cetatea cu rugăciune sfinților mucenici Gurie, Samona și Aviv. Deci, ducându-se vrăjmașii înapoi, trebuia și oastea grecească să se întoarcă între ale sale. Atunci și gotul se sârguia să se întoarcă în țara sa, iar maica, tânguindu-se nemângâiată de despărțirea fiicei sale, voia să nu dea gotului să o ducă în pământ străin. Însă nu putea rupe legătura însoțirii ce era legată prin legea firii. Deci, voind vicleanul ginere să plece cu soția, Sofia l-a luat pe el și pe fiica ei și a dus în biserica sfinților răbdători de chinuri, Gurie, Samona și Aviv. Și punându-i înainte sicriului lor, a zis către ginerele său: "Eu nu-ți încredințez pe fiica mea dacă nu-mi voi da cheza și pe acești sfinți care au pătimit pentru Hristos. Atinge-te dar de sfânta lor raclă și te jură mie că nu vei face niciun rău fiicei mele, ci o vei păzi pe ea în dragostea ce îi se cuvine ei și în cinste." Iar gotul, crezând că acest lucru este ușor și mic, îndată, fără de temere, s-a atins de cinstitul sicriu al sfinților mucenici, zicând: "Din mâinile voastre, o sfinților, primesc pe copila aceasta și pe voi vă fac cheza și martor magii sale, că niciun rău nu voi face soției mele, nici nu voi mâhni niciodată, ci voi păzi pe dânsa într-o dragostea mea și voi cinsti până la moartea mea." Așa vorbea gotul și încă se jura pe Dumnezeu, netemându-se că Domnul Dumnezeul răzbunărilor va răsplăti lui după faptele sale și după vicleșugul lui îl va pierde. Iar maica, auzind jurământul ginerelui său, a strigat către sfinții mucenici zicând: "Vouă după Dumnezeu, o sfinților mucenici, vă încredințez pe fiica mea și prin voi o dau pe ea acestui om străin." Astfel rugându-se, s-au sărutat una pe alta cu dragoste și s-au despărțit. Văduva Sofia s-a întors acasă, iar gotul și Eufimia au plecat în calea lor, iar sluga pe care o avea atunci lângă el a slobozit-o ca să nu se descopere taina sa în casa lui. Și trecând calea atât de lungă, au ajuns la patria gotului și fiind aproape de casa lui, s-a repezit gotul asupra copilei ca un vrăjmaș cu mare răutate, uitând de dragostea cea față de dânsa și de jurământul cel dăduse. Și a dezbrăcat de pe dânsa hainele cele scumpe și podoabele cele de aur și a îmbrăcat-o în haine proaste ca pe o roabă. Și scoțând sabia, a îngrozit-o pe dânsa zicând: "De vrei să fii vie, apoi atunci când vei intra în casa mea, să nu spui nimănui nimic din cele ce s-au petrecut între noi, ci să zici că mi-ești roabă."
fiindcă eu am în casa mea femeie și copii, iar tu să fii roaba femeii mele și să te supui ei în toate. Iar de vei spune ei sau altcuiva din rudenile mele că te-am luat pe tine de soție, atunci sabia aceasta îndată o vei vedea pe grumazul tău și vei muri cu amar. Iar copila, văzându-se înșelată și bagiocorită de acel barbar rău și auzind îngrozirea lui, s-a înspăimântat și foarte mâhnindu-se, a zis către dânsul: oare aceasta este dragostea ta? Aceasta este împlinirea făgăduinței tale? Acestea sunt jurămintele tale? Oare astfel ți-a fost gândul ca pe mine, soția ta, care eram slobodă, să mă faci roabă? Eu pentru tine am lăsat pe maica mea, rudenile și patria și m-am lipit de tine cu dragoste nefătarnică, crezând cuvintelor tale pe care le-ai întărit cu jurământ. Iar tu acum îmi răsplătești cu amar în locul dragostei mele și în loc de bărbat și soț te-ai făcut mie potrivnic, vrăjmaș și muncitor, aducându-mă în pământ străin ca să mă pierzi pe mine aici? Acesta zicând, și-a ridicat mâinile și ochii către cer, oftând din adâncul inimii și dânguindu-se amar și plângând, a strigat către Dumnezeu zicând: Dumnezeul părinților mei, vezi nevoia mea, auzi suspinul meu și ia aminte la glasul rugăciunii mele. Vezi ce-mi face mie călcătorul de jurământ și mă izbăvește din toate răutățile acestea cu rugăciune sfinților tăi plăcuți, care pentru tine au pătimit. O, sfinților mucenici Gurie, Samona și Aviv! Pe voi vă chem acum, ajutați-mi mie celea ce am căzut în neașteptată nevoie. Pentru că eu, nădăjduind spre voi, am mers după gotul acesta. Deci fiți răzbunători asupra lui, iar pe mine izbăviți-mă dintr-o nevoie ca aceasta. Astfel, tânguindu-se ea cu amar și rugându-se către Dumnezeu în taina inimii sale, a intrat în casa gotului. Iar femeia lui, văzând pe copilă și luând aminte la frumusețea feței ei, s-a tulburat de dezavistie, căci gândea că bărbatul ei s-a însoțit cu tânăra aceea. Deci a întrebat pe bărbatul său zicând: cine este fecioara aceasta și de unde ai adus-o? Iar el a zis: este robită și am adus-o din Edesa, ca să fie ție roabă. Iar femeia a zis: frumusețea feței ei o arată a fi liberă, nu roabă. Iar bărbatul a zis: deși a fost liberă în pământul ei, precum fața o arată, însă acum este roaba ta. Iar Eufimia, neîndrăznind a zice ceva de frică, tăcea și se supunea femeii gotului, slujind ca o roabă doamnei sale, pentru că nu știa ce să facă pentru a se izbăvi de primejdia ce o cuprinsese. Și făcea slujbă ca o roabă și, având pe sfinții mucenici totdeauna în mintea sa, grăia către dânsii cu lacrimi: sârguiți-te, ajutați-mi mie, roabei voastre, o sfinților, sârguiți-vă de mă miluiți și nu treceți cu vederea batjocura și înșelăciunea ce mi s-a făcut. Iar stăpâna ei, având pismă în inima sa, s-a făcut aspră și cumplită spre copilă și poruncea să facă lucrurile cele mai grele și în multe feluri muncea. Iar mai mare decât toate era că nu voia să vorbească cu dânsa niciodată și nici tânăra nu știa limba aceea, neputând să spună stăpânii sale nimic din cele despre sine. Încă se temea și de got ca să nu o omoare, dacă ar spune stăpânii sale ceva din cele privitoare la sine. Iar după puțină vreme, femeia gotului a cunoscut că Eufimia este îngreuiată și s-a aprins asupra ei cu mai multă pismă și mai cumplită mânie, poruncindu-i a face lucrurile cele mai aspre și mai grele, vrând cu acest chip să o omoare. Și împlinindu-se zilele, a născut un băiat care avea toată asemănarea feței gotului, care era tatăl adevărat al acelui prunc. Iar femeia gotului, văzând copilul că după chip este asemenea bărbatului său, s-a umplut de nespusă mânie și cugeta în ce chip să omoare copilul. Și a zis către bărbatul său: în zadar te lepezi că n-ai cunoscut pe tânăra aceasta, pentru că iată, pruncul cel născut din trânsa este adevărată dovadă. Căci îți seamănă ție în toate. Iar el iarăși s-a lepădat zicând: nu este adevărat, căci eu niciodată n-am cunoscut-o, iar tu ai stăpânire peste dânsa și orice voiești făcut dânsa, căci este roaba ta. Atunci acea prea înrăutățită femeie a pus în mintea sa gând să omoare pe copil cu o travă. Și după puțină vreme a pregătit o travă de moarte, apoi a trimis pe maica copilului la oarecare lucru. Și rămânând copilul singur, femeia i-a turnat o travă aceea de moarte în gură și îndată copilul a murit. Și întorcându-se maica de unde a fost trimisă, a văzut pe copil zăcând mort și s-a umplut de negre tăjale, încât i se rupea inima de mare supărare. Și nu știa care este pricina morții copilului, pentru că nu fusese nimeni atunci în casă, când stăpâna sa a turnat o travă în gura copilului. Deci privind maica pe fiul său, a văzut o travă curgând din gura lui și și-a adus aminte că stăpâna s-a lăudat odată asupra ei și asupra copilului că îi va pierde pe dânsi cu moarte. Atunci a priceput că este pricina morții copilului, însă tăcea, neîndrăznind a zice ceva. Și luând puțină lână, a șters o travă care curgea din gura copilului și a păstrat lână la sine, nespunând nimănui taina aceea. Apoi a îngropat copilul, iar după câteva zile, gotul a chemat la ospăț pe prietenii săi și tânăra slujea la masă.
Deci când a venit vremea să dea paharul la stăpâna sa, vrând ea să cunoască mai cu dinadinsul dacă a omorât stăpâna pe copilul ei cu o travă, a luat lână aceea cu care ștersese gura copilului și a înmuiat-o ascuns în paharul cel cu băutură și scoțând-o a stors-o iarăși în pahar. Apoi a dat băutura aceea stăpânii sale. Iar aceasta, neștiind nimic, a băut din pahar și astfel s-a întors durerea ei la capul său, căci în acea noapte a murit deodată femeia gotului, căzând în groapa pe care a săpat-o. Și sculându-se gotul a doua zi și văzând pe femeia lui moartă, s-a înspăimântat de moartea ei cea neașteptată. Și s-a umplut toată casa de jale și s-au adunat rudenile, prietenii și vecinii și au plâns pentru dânsa. După aceea, zidind ei mormânt frumos, au îngropat-o cu cinste și trecând 7 zile de la îngroparea ei, și-au dus aminte rudenile moartei de tânăra ce a adusă din Edesa și au zis: nu este altcineva pricina morții de năprasnă a rudei noastre decât numai roba aceasta, căci ea totdeauna avea pisma asupra ei. Deci s-au sculat toți asupra Eufimiei și voiau să o dea Igemonului, ca să o bată și să o întrebe cum a murit pe stăpâna sa. Dar nefiind atunci Igemonul acasă, cei fără de lege au făcut alt sfat și au hotărât ca să îngroape pe Eufimia de vie împreună cu cea moartă. Deci descoperind mormântul celei moarte, au pus pe tânăr acolo, lângă trupul cel împuțit și plin de viermi, ca să moară cu moarte negrăită. Apoi au prăvălit o piatră mare peste mormânt și au pus și strajă. Dar cine va putea spune scârba și necazul, temerea și tremurul, frica și spaima, tânguirea și plângerea ce avea tânăra aceea atunci în mormânt? Să gândească cineva ce fel de frică și nevoie ar fi omului să fie închis în mormânt împreună cu un trup ca acela împuțit. Și pătimea Eufimia frică de la cea moartă, putoare de la stârv, de la mormânt întunecare și strâmtoare și înconjurare de viermi, moarte vie și chin negrăit. Deci în această strâmtoare, fiind ea, a strigat din mormânt către Dumnezeu în amărăciunea inimii sale, precum odinioară prorocul Iona din pântecele chitului și se ruga zicând: Doamne Dumnezeul puterilor, care te odihnești peste heruvim și vezi adâncurile, Tu vezi amărăciunea inimii mele și strâmtorarea mea în acest mormânt întunecos și împuțit. Tu știi că pentru numele Tău am fost dat acestui got fără de lege, căci el jurându-se cu numele Tău m-a luat pe mine. Deci miluiește-mă pentru numele Tău cel sfânt. Tu omori și faci viu, pogori în iad și ridici. Deci izbăvește-mă din această moarte amară și mă scoate ca din iad din acest mormânt, căci ești puternic a sculași pe cei morți, cu cât mai vârtos pe mine cea vie, care sunt aproape de moarte, poți să mă scoți din porțile morții. Miluiește-mă, Stăpâne, pentru rugăciunile sfinților Tăi mucenici Gurie, Samona și Aviv, a căror vărsarea sângelui și moartea lor ai primit-o ca pe o jertfă curată. O, sfinților mucenici, vrăjmașul meu v-a pus chiezași și magii mele, deci miluiți-mă pe mine care pierd cumplit. Astfel rugându-se ea în amărăciunea sufletului, iată s-au arătat 3 bărbați purtători de lumină, strălucind ca 3 luceferi, adică sfinții mucenici Gurie, Samona și Aviv. Și îndată a pierit duhoarea care era în mormânt, iar Eufimia a mirosit frumoasă mireasmă, care ieșea nu din trub, ci de la sfinții mucenici ce se arătaseră. Iar sfinții au zis către dânsa: îndrăznește, fiică, și nu te teme, de grabă vei dobândi mântuirea. Acestea zicând sfinții, s-a îndulcit inima Eufimiei de vederea cea prea luminată a sfinților și de cuvintele lor cele mângâietoare, și umplându-se de bucurie, a dormit cu un somn dulce. Iar pe când dormea, a fost luată din mormânt cu puterea cea nevăzută și atotputernică a lui Dumnezeu și într-un ceas a fost adusă în Edesa, în biserica sfinților mucenici Gurie, Samona și Aviv, unde a fost pusă lângă cinstitul lor mormânt. Și era atunci noapte când a fost adusă Eufimia și se săvârșea în biserică obișnuita cântarea utreniei. Și deșteptându-se din somn, a văzut iarăși pe sfinții mucenici zicând către dânsa: bucură-te, feică, și cunoaște unde ești acum. Iată, am împlinit ceea ce am făgăduit. Merge acum cu pace la maica ta. Zicând acestea, s-au făcut nevăzuți. Iar tânăra, sculându-se, lua seama unde este, căci cunoștea acum că nu este în mormânt. Apoi, văzând zidurile bisericii și cinstita racla sfinților mucenici, și auzind cântarea clericilor, a cunoscut că este în Edesa, în biserica Sfinților Răbdători de Chinurile lui Hristos, Gurie, Samona și Aviv. Deci s-a umplut de negrăită bucurie și veselie și cuprinzând cu dragoste racla Sfinților Mucenici, cu lacrimi a dat mulțumire lui Dumnezeu și Sfinților lui pentru mila ce a făcut cu dânsa. Și astfel grăia în mulțumirea sa: Dumnezeul nostru în cer și pe pământ, toate câte a vrut a făcut, trimis-a din cer și m-a mântuit. Bine ești cuvântat, Doamne, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc spre Tine, seara se va sălășlui plângere și dimineața bucurie. Acestea și multe altele zicând ea cu lacrimi de bucurie, preotul a auzit cuvintele și plângerea ei. Și apropiindu-se de dânsa, a întrebat-o: cine ești tu și pentru ce plângi așa? Iar ea, deschizându-și gura, a început a-i spune lui toate cu deamănuntul,
cum a fost dată de Maica sa Gotului în urma jurământului de lângă Lacra Sfinților și ce a pătimit de la cel călcător de jurământ. Și cum ieri a fost închisă în mormânt și rugându-se ea, i s-au arătat sfinții mucenici și într-un ceas au dus-o pe ea din țara goților în biserica aceasta. Iar preotul, auzind acestea, s-a spăimântat, mirându-se de puterea cea mare a lui Dumnezeu. Însă încă nu voia să creadă desăvârșit cele grăite și a întrebat-o: cine este maica ta? Apoi, înștiințându-se că văduva Sofia este maica ei, a trimis îndată după dânsa, chemând-o să vină la biserică. Iar Sofia, neștiind nimic, a venit de grabă și, văzând pe fiica sa stând lângă cinstită racla sfinților mucenici, îmbrăcată în haine proaste, s-a înspăimântat de vedere ca aceea neașteptată și, alergând, a îmbrățișat-o și, căzând la pieptul ei, plângea. Și plângea și Eufimia și amândouă nu puteau de plâns să vorbească vreun cuvânt. După aceea, nu degrabă, potolindu-se de tânguirea lor cea cu lacrimi, a întrebat-o maica sa: cum ai venit aici, fiica mea prea dulce, și pentru ce ești îmbrăcată cu aceste zdrențe întinate? Iar ea a spus cu deamănuntul toate cele ce a pătimit în pământ străin de la acel bărbat viclean, cum ieri a fost îngropată în mormânt și cum a fost scăpată cu preaslăvire și a fost adusă aici, prin mijlocirea sfinților mucenici Gurie, Samona și Aviv. Auzind acestea, mama ei se topea cu inima de durere. Și toți cei ce se întâmplaseră acolo, ascultând cuvintele ce le spunea Eufimia, se minunau foarte și preamărau puterea lui Dumnezeu, cea tot puternică și mila lui. Iar mama ei, căzând înaintea raclei sfinților mucenici, înălța mulțumire lui Dumnezeu și sfinților lui cu mare glas. Și toată ziua aceea a petrecut-o în biserică, rugându-se, mulțumind lui Dumnezeu și cuprinzând racla sfinților mucenici cu dragoste și cu o sârdie. Iar seara târziu, lând maica pe fiica sa, s-a dus cu bucurie la casa ei, lăudând pe Dumnezeu. Iar a doua zi a străbătut prin toată cetatea vestea despre acea minune și s-au adunat de pretutindeni în casa văduvei, rudenile și vecinii care se minunau de cele ce povestea copila Eufimia. Și toți lăudau numele Domnului, răspândindu-se vestea ajutorului sfinților mucenici. Iar Sofia viețuia împreună cu fiica ei cu plăcere de Dumnezeu, povestind tuturor puterea lui, care se arătase lor cu milostivire. Și Eufimia zicea: dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a adus pe mine de la goți la Edesa. Nu voi muri, ci voi fi vie și voi povesti lucrurile Domnului. Iar Dumnezeu a făcut răzbunarea asupra acelui got călcător de jurământ în acest chip. După câțiva ani, acel neam păgân, care și mai înainte a dăduse război asupra grecilor, unindu-se cu perșii, iarăși s-a sculat asupra ținutului aceluia și încerca să ia cetatea Edesa. Pentru aceea, iarăși a fost trimisă oastea grecească la Edesa spre apărarea cetății. Și a venit împreună cu oastea aceea și gotul cel mai sus pomenit, care cu vicleșug și cu înșelăciune luase de la Sofia pe fiica ei Eufimia. Iar el nu știa nimic de minunea ce se făcuse, căci socotea acum că Eufimia a murit în mormânt, fiind închisă cu femeia sa cea moartă. Și a venit la casa Sofiei ca la soacra sa, nerușinându-se. Iar ea, văzând că a venit, a ascuns pe Eufimia în cămara cea mai dinăuntru și l-a primit în casa sa ca pe un general său, ca și cum se bucura de venirea lui. Apoi, adunându-și rudenile sale și vecinii, a început înaintea lor a întreba pe got zicând: cum ați călătorit de aici și cum s-a păzit pe cale fiica mea, fiind îngreunată și cum a născut? Căci multă mâhnire am avut pentru dânsa că era îngreunată și mă temeam să nu-i se întâmple ceva de supărare pe cale. Iar el a răspuns: Dumnezeu cu rugăciunile tale ne-a ușurat calea de a-mi călătorit fără necaz și fiica ta este sănătoasă și a născut un băiat. Și-ți trimite multă închinăciune prin mine și de nu ar fi fost fără de veste această plecare, apoi și fiica ta ar fi venit la tine, împreună cu mine și cu copilul, ca să te mângâi împreună cu dânsa. Dar va veni în altă vreme mai lesnicioasă. Iar Sofia, auzind cuvintele acestea, s-a prins de dreaptă mânie de niște cuvinte mincinoase ca acestea ale acelui om rău și a strigat tare, rupându-și hainele și zicând: înșelătorule, vicleanule și ucigașule, ce ai făcut cu fiica mea? Zicând acestea, a scos pe Eufimia din camara cea dinăuntru și a dus-o înainte ucigașului, apoi a zis: oare cunoști pe această tânără? Cine este aceasta? Știi unde ai închis-o pe dânsa, călcătorule de jurământ? Cum ai dat-o morții, nelegiuitule? Iar el, auzind aceste cuvinte și văzând pe Eufimia, s-a cutremurat și a rămas fără de glas, încât n-a mai putut să-și deschidă gura și să grească vreun cuvânt, ci s-a făcut ca un mort. Atunci rudenile și vecinii care se adunaseră acolo, luându-l pe el, au închis într-o cameră cu mare tărie și au pus straje la ușă. Iar Sofia, împreună cu fiica sa, chemând un scriitor, au scris toate cele ce li s-au întâmplat, ne lăsând nimic nescris din acea minune. Apoi, mergând la fericitul Evlogie, episcopul acelei cetăți, i-au dat acea scrisoare, spunându-i despre venirea vrăjmașului și vicleanului Ginere. Iar episcopul, citind scrisoarea, rândată luând clerul său, a mers la voievodul care era peste oștile grecești ce veniseră acolo și a poruncit că înaintea voievodului să se citească scrisoarea aceea, dată de văduvă de fiica sa, în care era scrisă cu amănântul acea minune a sfinților mucenici. Iar voievodul, ascultând cu luare minte ce se citea,
S-a spământat de acea minune preamărită și toți cei care erau împreună cu dânsul s-au umplut de frică. Și îndată a poruncit voievodul să aducă înaintea lui atât pe Got, cât și pe vădva Sofia împreună cu fiica sa, Eufimia. Și a poruncit ca să se citească iarăși povestirea în auzul tuturor, căci se adunase mulțime de popor în curtea voievodului, bărbați și femei. Și-a întrebat voievodul pe Got dacă sunt adevărate cele scrise, iar Gotul a răspuns că sunt adevărate și nu este nicio minciună întrânsele. Atunci voievodul a zis către dânsul: Ucigașule, ticălosule, cum nu te-ai temut de Dumnezeu, nici de judecata lui cea înfricoșată? Cum nu te-ai înfricoșat de jurământul ce l-ai făcut lângă racla sfinților mucenici, pe care ai făcut chezaș și marturii făgăduinței tale? Pentru ce n-ai miluit pe fecioara pe care ai înșelat-o cu vicleșugul tău? Deci primește vrednica pedeapsă pentru faptele tale. Și îndată a poruncit să-i taie capul cu sabia și să ardă în foc trupul lui. Iar iubitorul de Dumnezeu episcop a rugat mult pe voievod ca să nu piardă cu moarte pe Got, ci să facă milă cu dânsul și să-l lase viu, ca să preamărească minunile lui Dumnezeu. Iar voievodul a răspuns episcopului: Mă tem a milui pe cel ce a făcut atâta răutate ca să nu mâni pe sfinții mucenici pe care i-a necăjit acest călcător de jurământ. Și a fost tăiat Gotul după porunca voievodului, iar pentru rugămintea episcopului trupul lui n-a fost ars, ci l-a îngropat în pământ. Și astfel a luat sfârșit acel om ticălos. Iar Dumnezeu se proslăvea întru sfinții săi, căruia și de la noi păcătoșii să-i fie slavă, cinste și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.